Consilierii municipali au dezbătut într-o ședință de comisie proiectul de hotărâre prin care se interzice complet accesul bicicletelor în Piața Victoriei, Piața Unirii și pe străzile Alba Iulia și Mărășești. În anul 2011 s-a votat un proiect de hotărâre prin care accesul bicicliștilor în aceste zone era permis. Consilierul local Adrian Orza declară că a discutat cu reprezentanții poliției locale, care l-au asigurat că nu există nicio plângere înregistrată de la vreun cetățean nemulțumit că se circulă cu bicicleta în Piața Victoriei și că nu au existat incidente. Întotdeauna există plângeri. Întotdeauna fiecare se plânge de celălalt. Asta este viața în administrație. Însă trebuie să găsești o cale astfel încât lucrurile să se schimbe. Și vreau să spun un lucru. Nu trebuie să gândim reguli pentru excepțiile de la regulă. Dacă există oameni care nu respectă ceva, nu anulăm tot doar pentru că sunt câțiva care nu respectă o anumită regulă, ci încercăm pe cei care nu respectă regula ori să îi facem să o respecte, ori să îi amendăm dacă nu reușim în final. Aveți o soluție concretă în momentul de față? Soluția concretă este să nu să lăsăm acolo unde există deja accesul permis, să nu-l facem nepermis și să construim în continuare piste de biciclete mult mai performante decât s-au făcut până acum. Există piste bune, există piste mai puțin bune. Una din marile probleme e faptul că nu este treceri de nivel ca lumea la toate. Nu există o interconectivitate a lor. Dar lucrurile astea din aproape în aproape se pot corecta și până la urmă e clar că din orice punct A, în orice punct B, nu vom putea ajunge cu bicicleta doar pe pista de biciclete. Și de aceea e nevoie să ne respectăm în trafic toți, și pietoni, și bicicliști, și șoferi. Și în centrul orașului ar trebui să fie o pistă de biciclete? Sunt piste de biciclete, dar aici proiectul se referă strict la Piața Victoriei și zona centrală. Așa cum s-a circulat până acum și înțeleg că nu au fost reclamații la poliție, nu au fost accidente, cred că, așa cum ziceam, un pas câștigat trebuie dezvoltat și nu dat înapoi. Adrian Orza este de părere că trebuie schimbată mentalitatea românilor și că nu putem face reguli pentru excepția de la regulă.